De când am aflat despre jobul lui, nici nu mă interesează restul. Pot să te întreb ce orientare sexuală ai trecut tu acolo? Bisexual. Doamne, Maica, domn, să-ți bagi în casă. Ia, hai în casă, ca să-l bagi pe el. Haideți să-l bagi. Hai, în cameră. Nu știu, era jos. Abracadabra, hocus pocus, pic-poc, sus-jos, sâne bune să se adune. Pentru generația nouă, Antena 1 deschide magica lume Disney. Time to get this party started. Daddy! O generație nouă de eroi, o destinație nouă de poveste. Bucură-te de seriile Disney la Antena 1. Doamnelor, domnilor, bună ziua, sunt Nicoleta Mocanu, bine v-am regăsit. Discutăm și astăzi despre politică la zi cu doamna Maria Stavrositu și domnul deputat Eduard Martir. Bună ziua, bine ați venit alături de noi. Bună ziua, bine v-am găsit. V-am găsit. Domnilor, avem un nou parlament care va fi convocat, am înțeles că pe 19 decembrie. Am să vă întreb dacă sunteți mulțumiți de cum arată acest parlament, în primul rând în calitate de cetățeni ai României, în al doilea rând în calitate de oameni politici. Vă rog, doamna Stavrositu. La mine mai puțin cu politicul, pentru că în momentul în care am plecat din PDL, mi-am dorit foarte mult să activez în societatea civilă ca reprezentant al societății civile și știți foarte bine că și candidatura mea a fost urmarea unei propuneri venite din partea societății civile. În următoarea perioadă vreau să am așa o poziție obiectivă, să fac un pas înapoi ca să am o perspectivă mai largă asupra politicului și mă bucură perioada asta de respiro pentru că ai ocazia să-ți recâștigi simțurile de cetățean pe care m-am străduit să le păstrez și spre deosebire de alți oameni politici, eu am și reușit să le păstrez chiar fiind în mijlocul unor oameni politici, politicieni. Da, o să discutăm și despre ce urmează. Pare o glumă, oameni politici, politicieni, pentru că pare un pleonasm, dar vreau să spun că în politică sunt oameni politici care au reușit să se muleze pe calapoade politice, dar sunt și oameni care, fiind în interiorul politicii, au reușit să-și păstreze statutul de cetățean care îi reprezintă pe alții, având totodată acel spirit venit din societatea civilă și de civist pe care și l-au păstrat. Da, haideți să discutăm despre ce se întâmplă acum în Parlamentul României, dacă sunteți mulțumită de cum arată Parlamentul României. Vorbim de 588 de parlamentari. Prima nemulțumire este că fac parte din acea echipă care și-a dorit un parlament de 300 de parlamentari și au fost nenumărate argumente pentru asta. Un parlament de 478 de parlamentari, cum a fost în mandatul trecut, era greoi, era mult prea mare și deja foarte costisitor. Gândiți-vă că dacă nu era mulțumită cu 478, în momentul în care vezi 588 și nu personalități sau nu valoare adăugată la parlament, atunci nu poate decât să te dezamăgească și să te îngrijoreze. Eu personal mă declar foarte îngrijorată cu privire la perspectivele următoarei guvernări care va trebui să se așeze pe un astfel de parlament.
Da, domnule Martin, faceți parte din acest parlament de 588, vă numărați, sunteți unul dintre cei 588 de parlamentari. Cum priviți acest lucru? Sunteți prea mulți, sunteți prea puțini? Evident, nu privesc cu ochii buni ceea ce s-a întâmplat, mai ales că noi, USR-ul, am avut o inițiativă legislativă de reducere a numărului parlamentari. În fine, asta a fost, nu mai comentăm ce s-a întâmplat atunci, de ce n-a trecut această inițiativă legislativă. Important este ce se întâmplă astăzi. Ce se întâmplă astăzi, avem un număr de 588 de parlamentari. Da, este un număr mult prea mare. Eu stau și mă gândesc din punct de vedere administrativ cum vor fi administrați, pentru că fiecare parlamentar trebuie administrat. Și precum spunea și colega mea, va fi foarte greu să administrezi un asemenea număr de parlamentari, ca să nu mai vorbesc de costurile care sunt implicate în ceea ce privește menținerea unui asemenea parlament atât de numeros. Ori vreau să spun că, deși se spune și sunt convins că așa va fi, costurile se vor menține la același nivel din punct de vedere al costurilor totale. Practic, eu sper că acest lucru se poate realiza, pentru că suntem cu 100 și peste 110 în plus față de ceea ce am fost. Bine, marea parte dintre cei care au intrat așa, aș spune la mila sau din mila calculatorului, nu sunt ei personal vinovați de acest sistem. Așa a fost sistemul făcut. Este adevărat că eu consider că nu este în regulă ca un parlamentar care a luat 1000 de voturi să fie parlamentar reprezentativ pentru România, că nu este, n-are cum. La 1000 de voturi luate, probabil că nici într-o comună foarte mică, un candidat care pierde cu 1000 de voturi sau care are mai mult de 1000 și ceva de voturi, are voturi mai mult decât un parlamentar cu 1000 de voturi. Ori nu reprezintă, părerea mea că nu reprezintă oamenii din colegiu, la fel cum nu reprezintă nici cei care au luat 15-20% majoritatea din colegiu, pentru că în orice democrație din lumea asta, într-o democrație veritabilă, majoritatea decide. Ori, iată că avem colegii unde avem, din fiecare colegiu respectiv, avem doi parlamentari, fie că sunt senatori, fie că sunt deputați, ei sunt doi. Colegiul a votat majoritar un parlamentar și iată că a intrat și al doilea. Nu văd cu ochi buni, eu îmi doresc ca acest sistem electoral să se schimbe în foarte scurt timp. Este inacceptabil să mai trecem printr-un nou proces electoral cu acest sistem, având la bază acest sistem electoral, și eu sunt convins că în foarte scurt timp, pentru a mai rezolva nemulțumirile justificate ale oamenilor, vom face în așa fel încât să garantăm că următorul parlament va fi mult mai suplu și că se va reduce numărul de parlamentari. Eu personal nu mă simt bine să fac parte într-un parlament care a ajuns să aibă 588 de parlamentari. Asta este părerea mea. Am spus-o și în prima zi după ce am câștigat. Vreau să vă spun că am postat și pe o rețea de socializare o părere în acest sens. Nu știu ce implicație a avut postarea mea, dar știu că ea a fost citită și agreată de foarte mulți cititori și sper ca lucrurile să fie exact cum am spus mai devreme, să avem un final la următoarea alegeri un alt sistem de vot. Da, haideți să vedem care ar fi soluțiile. Am avea practic trei variante. A se vota pe listă, a se vota uninominal pur sau a se vota mixt, nu? Atât candidatul cât și pe listă. Dacă mă întrebați pe mine, eu am reflectat mult și mă voi bate pentru acest sistem. Voi încerca să creez o presiune publică asupra decidenților, astfel încât să găsim soluția cea mai bună. Propunerea pe care am găsit-o eu cea mai potrivită este revenirea la vot pe listă, dar atenție, cu o notă de personalizare foarte serioasă. Deci vot preferențial pe listă, cu alte cuvinte, listă deschisă, dar la pachet cu votul alb. Și am să vă spun, pentru că asta este o soluție foarte ingenioasă, ce înseamnă votul în alb? Pe acea listă, oamenii să aibă posibilitatea să voteze candidatul pe care îl preferă de pe acea listă, astfel încât voința lor, preferința lor pentru o anumită persoană să poată să ridice această persoană mai sus pe listă sau să o coboare, în funcție de întrunirea unui număr cât mai mare de voturi pentru fiecare candidat. Pe de altă parte, există și posibilitatea de a da pe acea listă de partid un vot în alb. Ce înseamnă vot în alb? Înseamnă că dacă acel vot care nu reprezintă nicio persoană întrunește un număr de voturi suficient de mare cât să reprezinte voturile necesare pentru un parlamentar, atunci din acel județ să plece un parlamentar mai puțin. Deci acest vot de blam introdus pentru situații în care partidele
oferă liste nereprezentative pentru cetățeni, reprezintă o motivație pentru acei cetățeni care nu sunt de acord cu niciunul din candidații de pe listele propuse de partide, să vină la vot și să-și exprime votul. Mie asta mi se pare o motivație maximă, astfel încât să atragi modalitatea de a se exprima a unui număr cât mai mare de cetățeni, astfel încât rezultatul să fie unul reprezentativ pentru întreaga societate. Da, domnule Marti, dumneavoastră pe ce variantă ați merge? Sigur, vor fi foarte multe variante. Chiar și cea prezentată de colega mea poate fi o variantă viabilă. Mai există o variantă de vot de sistem electoral mixt, cum este în Germania. Există sistem electoral pe listă, așa cum a fost în România până acum. Există și sistemul de vot uninominal pur, care se pare că n-ar fi atât de eficace în ceea ce privește reprezentativitatea. Și e neconstituțional în actuala Constituție. S-a mai încercat să facă o asemenea, să se abordeze în asemenea mod alegerile parlamentare. Cu siguranță vor fi foarte multe propuneri și din partea societății civile și din partea politicienilor. Va trebui să analizăm foarte bine, să dezbatem destul de mult timp acest subiect, pentru că nu este un subiect de dus în derizoriu. Este un subiect pe care trebuie să-l analizăm foarte bine, încât să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat acum. Nimeni nu se gândea când a făcut acest sistem electoral în 2007. A fost făcut acest sistem electoral, cred că 2007 a fost făcut, da. Și a fost valabil în 2008. Nimeni nu se gândea că el va naște monștri. Ceea ce s-a întâmplat acum. Spune, doamna Saprăsiră. Știți ce se întâmplă? Dacă ne uităm că în vară legea cu uninominalul pur a fost declarată neconstituțională, vom observa acolo că motivul principal pentru care această lege a fost declarată neconstituțională este faptul că rezultatul unui astfel de vot nu păstrează proporționalitatea votului exprimat public. Da? Nu păstrează proporționalitatea votului popular. Haideți să ne uităm în legea actuală. Păstrează structura din Parlament aceeași proporție cu votul de pe listă? Nu. Deci același motiv pentru care acea lege a fost declarată constituțională apare și aici pentru această lege. Cu alte cuvinte, și legea asta e neconstituțională pentru același motiv pentru care aceea a fost anulată. Da, e o aberație, dar e realitatea. Aș vrea să ne gândim puțin cum ar fi arătat Parlamentul României în cazul în care am fi avut acum un vot uninominal pur. Am fi avut 390 de câștigători de la USL și doar 2 de la ARD. E normal pentru o... Nu, ar fi fost mai mulți de la ARD. Puțin mai mulți. Da, dar totuși... Sunt doi care au luat peste 50%, dar sunt mai mulți care și-au câștigat colegiul. Am înțeles. Dar, totuși, ar fi fost normal pentru o democrație să se întâmple așa ceva? Într-adevăr, democrație înseamnă puterea poporului. Poporul decide. Dar, totuși, ar trebui să vorbim, să discutăm și de pluripartidism și așa mai departe. Ar fi normal ca un parlament să fie format astfel? În contextul în care noi am candidat acum, și anume faptul că PSD și PNL au creat practic o nouă formațiune politică care a candidat la alegerile din 9 decembrie, poate n-ar fi fost normal. Totuși, se presupune că ar fi fost un nominal pur. Ar fi intrat în parlament PSD, PNL și UDMR și minorității. Ar fi fost și un partid de dreapta, un partid de stânga, chiar dacă ele ar fi colaborat la guvernare, ar fi fost o politică social-liberală pe care aceste două formațiuni politice ar desfășura-o și ar propune-o. Și atunci nu ar fi fost o foarte, foarte mare tragedie. Bine, mai poate exista o altă discuție și să spunem așa. Dom'le, stați așa puțin, că USL-ul funcționează ca un partid acum. Deci formațiunile politică de sine stătătoare. Ar fi intrat USL-ul, ar mai fi intrat 5% UDMR și minoritățile naționale. Și câțiva de la PDL, e adevărat, dar care erau mult prea puțin față de ce majoritatea se... Nu cred că sunt 5 la număr. Da, nu cred că sunt 5. Aici e o discuție. Nu știu dacă în contextul actual ar fi fost foarte eficace o asemenea metodă de vot nominal pur. Cu certitudine ar fi scos... aproape cu totul, ARD-ul, PDL-ul din viața politică românească, pentru că n-ar mai fi accesat în Parlament acești membri ai PDL-ului și ar fi fost probabil un fel de dezechilibru. Dar, repet, totuși,
Dacă ar fi fost așa, în Parlament ar fi fost dreapta, ar fi fost stânga, minoritățile și UDMR-ul. O mare tragedie n-ar fi fost. Asta în cazul în care USL-ul ar fi fost perceput separat, adică PSD-ul. Doamne, de ce trebuie neapărat în Parlament să fim, să ne certăm și să fim în permanență o poziție neconstructivă? Poate fi o poziție constructivă sau poate fi colaborare la guvernare. Știți că în Germania, cele două forțe politice de dreapta și de stânga colaborează. Da? Și guvernează împreună, cum s-ar spune. Păi așa mi se pare că ar trebui să se întâmple. Ce trebuie neapărat să fie unii care să stea și să nu fie băgați în seamă că sunt în opoziție și alții să aibă toată puterea și să... Nu neapărat. N-aș fi văzut ca o tragedie. Până la urmă, ce ar fi rezultat? Ar fi rezultat în Parlamentul României partide legitime, de ideologii, cu ideologii separate, diferite. Păi vreau să vă spun că inclusiv în cadrul Uniunii Social Liberale avem și măsuri de dreapta în programul nostru de guvernare, dar și măsuri de stânga. Eu zic că ar fi fost un lucru nu atât de, cum să spun, de tragic precum se presupunea. Dar, revin, ca și politician, consider că nu neapărat un nominalul pur e cea mai bună variantă. Consider că ar trebui făcut un sistem electoral de vot mixt, listă uninominală, dar și listă națională. Și eu aș susține un asemenea proiect, bineînțeles, cu implicarea societății civile, care să dezbată împreună cu noi acest sistem nou de vot și să vedem ce iese. Important este că ceea ce iese trebuie să fie finalul. Finalul care să dea echilibrul pe scena politică. Da, spuneți, doamna Stavrosito, am văzut că nu prea ați fost de acord. Doamna e deja în societatea civilă, precum am spus mai devreme. Da, de mai demult. Ideea este următoarea. Spuneați mai devreme, domnul Martin, că PDL-ul ar fi fost exclus din viața politică. Eu cred că PDL-ul este deja exclus la ora asta din decizia politică și asta pentru că s-a auto-exclus, având decizii de foarte multe ori, în totalul dispreț al alegătorilor. Eu cred că orice partid politic trebuie să urmărească foarte atent agenda cetățenilor, astfel încât să poată capta această încredere la un moment dat. Atâta timp cât iei o mare distanță de voința cetățenilor, de dorințele lor, de așteptările lor și singurele interese care te mână sunt interesele clicii din spatele tău care te menține financiar pentru că au câștigat foarte mult cu tine, în momentul ăla nu ai decât să primești ce a primit astăzi PDL-ul, un vot de penalizare. Pentru că și USL-ul astăzi tot asta a primit, un vot de penalizare a PDL-ului. Eu nu percep și nu simt că USL-ul a primit un vot de încredere și asta trebuie să le creeze și USL-ului o strategie foarte cerebrală, pentru că cu aceeași atitudine arogantă, stai că vă păcălim să vă luăm votul și după aia vă arătăm noi vouă că avem și noi interesele noastre în spate, vor avea același disnotământ. Oamenii au un timp de așteptare care de obicei variază între un an și doi ani, după care, în funcție de cât de tare se simt deranjați și frustrați de măsurile de guvernare, își schimbă opțiunea. Eu sper și sper așa ca cetățean care suportă consecințele guvernării și trăiește într-un mediu trasat de măsurile de guvernare, că USL-ul va avea o altfel de abordare. Văd că deja USL-ul anunță niște măsuri cerebrale, dacă mă întrebați pe mine, acelea cu micșorarea costurilor, dar total nepopulare și total, în totală disonanță cu ceea ce au promis în campanie. Creșterea taxelor și impozitelor locale, asta nu aveau de ce să facă atât de repede și imediat, iar cealaltă măsură, tăierea bonurilor de masă la bugetari. Asta este iar o măsură pe care au anunțat-o mult prea repede, după ce au câștigat și n-au anunțat-o, n-au preanunțat-o înainte. Totuși e foarte despre mărirea taxelor și a impozitelor încă de ceva vreme. Iar la Constanța, din câte am înțeles eu, nu se vor mări. Sigur nu. Ceea ce a anunțat astăzi, sau acum câteva zile, că se vor mări la București. Guvernul USL este o prevedere a codului fiscal, unde se spune foarte clar, se stipulează că odată la 3 ani, taxele locale nu trebuie neapărat mărite cu obligatoriu. Pot fi mărite cu inflația adunată în cei 3 ani de zile.
Ulterior, fiecare primar în parte decide dacă o face sau nu. Important e că îi dă voie. Dacă primăria vroia acum să mărească taxele, nu putea, acum un an de zile nu putea. Exact, erau blocați la Erau blocați, dar acum, dacă doresc, pot să fac acest lucru. Ulterior, fiecare primar, funcție de cât de gospodar este, funcție de ce nevoie are, de finanțe și așa mai departe, mărește sau nu taxele. Unii pot mări cu 1%, alții pot să nu mărească deloc, alții pot mări cu 16%. Guvernul nu obligă pe nimeni să mărească aceste taxe, este o prevedere a codului fiscal. Dar le permite. Le permite, este o prevedere a codului fiscal, este obligat prin lege. Și dacă, cum să spun, ceea ce a făcut guvernul acum, n-a făcut decât să aplice o lege care există. Este vorba de codul fiscal. Încă o dată spun, rămâne la atitudinea primarilor să mărească sau nu. Primarul de Constanța nu va mări, alți primari probabil că nu vor mări sau vor mări, este pur și simplu responsabilitatea lor, ceea ce a făcut guvernul, a acordat posibilitatea de a se mări aceste taxe în baza legii, în baza reglementărilor exact. Propuse de codul fiscal. Lăsând contribuabile la mâna deciziei administrațiilor Sigur că locale. Da. Eu sunt convins că fiecare primar mai raționale parte, sau mai puțin raționale sigur, rămâne fiecare să fiecare primar va decide dacă va mări taxele. Dacă le va mări, pentru ce cheltuieli pentru ce le va cheltuieli, mări, cum își asumă da. Politic această mărire de taxe, funcție de interesul politic pe care îl are formațiunea pe care o conduce și el personal, ce interes politic are, echilibrul pe care îl face între interesul politic și necesitățile, nevoile reale ale unității administrativ-teritoriale pe care o conduce, iată că fiecare primar este pus acum în situația în care să arate că mărește sau nu mărește, să arate că este gospodar sau nu este, să explice bine oamenilor că este nevoie să se facă investiții sau crescut cheltuielile pentru reținerea orașului sau comunei respective, repet, rămâne îndemâna lor și este la latitudinea lor ca să mărească aceste taxe locale. Domnule Martin, credeți că am avut la aceste alegeri un vot politic împotriva regimului Traian Băsescu, să-i spunem așa, cum a afirmat sub o altă formă și doamna Stavrositu? Evident. Evident. Eu nu o să spun acum, niciodată, nici acum și niciodată, nu o să spun faptul că oamenii au votat, o mare parte din votul care a fost dat pe 9 decembrie, are o componentă negativă la adresa PDL-ului și a lui Traian Băsescu. Nu o să fim atât de inconștienți să credem că totul a fost un vot pozitiv din dragoste pentru USL, 100%. Nu. A fost și un vot împotriva guvernului conduse de pedeliști și împotriva Traian Băsescu. Eu am mai spus lucrul ăsta și am spus înainte de alegeri. Am spus că, și cred că la dumneavoastră emisiune am spus, că acest vot negativ pe mine mă întristează. Pentru că un om, când vine să voteze negativ, vine să voteze de supărare... Da, nu mai ia în calcul și celelalte... Exact, nu mai ia în calcul celelalte opțiuni, nu mai ascultă cu foarte mare atenție programele electorale, ci votează negativ doar să iasă ceilalți. Nu să iasă cei care au fost până acum. Dar așa asta se înseamnă... votează în România de 20 asta de ani înseamnă... încoace. Așa au fost toate voturile. Da, nu da, avem imediat un electorat responsabil care să stea și să analizeze. Dezechilibrul care s-a creat acum între formațiunile politice aflate pe eșichierul politic din România arată că oamenii sunt foarte nemulțumiți. Pentru noi contează foarte mult acest vot negativ pentru că, pe de o parte, vedem ce se poate întâmpla cu un partid care nu-și onorează promisiune și care face rău. Pe de o parte, pe de altă parte, ne responsabilizează foarte mult, pentru că dați-vă seama, cei care mi-au dat mie 62% din voturi au foarte mari așteptări de la mine și de la USL în general. Nu există cale de întors. Eu nu pot să vin acum să spun, știți, am promis, dar nu se poate. Pentru că voi păți exact același lucru pe care l-au pățit pedeliștii din Constanța. Ori eu trebuie să fac toate demersurile necesare ca ceea ce am promis să se realizeze. Și am făcut câteva promisiuni, nu le mai reiau, că nu are sens, le-am spus în campanie. Dar eu personal mă voi ține de ele. Și încă un aspect extrem de important este că toată această poveste, toată această nemulțumire împotriva PDL-ului nu este o nemulțumire pe care o consider normală. Și ascultați-mă ce vreau să spun. Ea este normală pentru că ei au făcut numai rele. Dar într-un stat european, în 2012, nu trebuie să se întâmple așa ceva. Nu trebuie ca oamenii să fie atât de nemulțumiți încât aproape să scoată de pe scena politică un partid care a stat 8 ani sau 6 ani din 8 ani la guvernare și care a dat președintele României. Pentru că ei, pedeliștii, au fost atât de neinspirați și de nepricepuți încât au atacat componenta socială a societății românești, au tăiat pensii, au tăiat salarii, au tăiat indemnizații. Pe de altă parte, au atacat și componenta de dreapta a societății românești.
impozitul forfetar, dacă vă aduceți aminte de el, mărirea TVA-ului și alte măsuri împotriva dezvoltării activităților private. Da, la vremea respectivă susțineam și încă susțin reprezentanții ai PDL-ului că aceste lucruri trebuiau neapărat să fie făcute. Ați fost acolo în Parlament, probabil cunoașteți mai în detaliu care a fost întreaga situație și care erau opțiunile la acea vreme. Erau aceste măsuri atât de necesare? Dacă mă întrebați pe mine, eu aici trebuie să vă spun că domnul Edi Martin tratează lucrurile mult prea global. Nu putem să spunem că PDL-ul a făcut numai rele. Nu. S-au făcut și lucruri bune și s-au făcut lucruri care erau s-au luat măsuri care erau necesare a fi luate într-un moment de criză. Analiza pe care aș fi vrut eu să o văd și n-am văzut-o este de ce s-a ajuns în momente de criză să iei soluții foarte greu de suportat, să iei măsuri foarte greu de suportat, să apelezi la soluții foarte, cu consecințe foarte dureroase asupra oamenilor. E adevărat că în anumite momente, când s-a strâns lațul, nu mai ai ieșire nici în stânga, nici în dreapta, este un singur culoar. De ce s-a ajuns în aceste situații? Care sunt cauzele care au dus până acolo și de ce persoanele, partidele care au dus la acele situații nu sunt trase la răspundere, de ce instituțiile nu merg până la capăt cu dezvăluirile și cu penalizarea acelora, aia ar fi trebuit să fie o analiză pe care oamenii să o vadă, discutată transparent și cu consecințe duse până la capăt. Pentru că situația n-a fost dezvoltată într-o lună, două sau într-un an. Nu. Situația de criză este una dezvoltată în câteva mandate, nu numai unul singur, și s-a mers din rău în mai rău. Dacă ne uităm numai la aparatul bugetar, la ce dimensiuni era în mandatul 96-2000, cum a fost el puțin umflat în perioada lui Năstase în 2000-2004, cât de mult a fost el umflat în perioada 2004-2008 pe guvernarea lui Tăriceanu și deci cât de tare a îngreunat povara pe buget o astfel de măsură. Deci responsabile sunt toate aceste guvernări care au făcut cheltuieli irresponsabile, angajări irresponsabile, îngreunând bugetul până când acesta a sucombat. Da, să sperăm că lucrurile vor sta mai bine în următorii 4 ani. Sunt învățăminte pe care oamenii trebuie să le ia foarte serios. Să se învețe din greșelile care au fost făcute. Haideți să comentăm un pic. Aș vrea doar o secundă. Aș vrea să revin un pic la ideile care au fost exprimate înainte și de mine și de colega mea Magda. Ideea este următoarea. Votul în România a mai fost negativ, dar nu tot timpul. A mai fost negativ în 2000, când vă aduceți aminte că PNţCD-ul a dispărut cu totul. Aduceți-vă aminte că în 2004 și în 2008 votul a fost quasi echilibrat. Chiar și la președinție s-a câștigat la diferență de 1% și ceva între Năstase și Traian Băsescu și la partid a fost un scor quasi echilibrat. În 2008 am fost la fel, nu s-a mai întâmplat. Faptul că a fost echilibrat nu înseamnă că n-a fost un vot negativ. Dar nu a fost dezechilibrat atât de mare. Amintiți-vă o explozie de frustrare a oamenilor din presă care nu mai suportau silențio stampa de pe vremea lui Năstase, în care presei îi se pusese botniță la gură. Și la vot oamenii au dat diferență de 1,5% între el și din Traian Băsescu. Da, deci asta a fost... nu înseamnă că n-a fost vot negativ. Nu a fost un val în asemenea măsură creat pentru că instituțiile media, pentru că instituțiile media nu au umflat acest val așa cum s-a produs în perioada asta. Dar a fost un vot negativ împotriva lui Năstase, venind în special de la oamenii informați, de la zonele informate. Bun. Amintiți-vă că a fost foarte activ GDS-ul atunci. Amintiți-vă societatea civilă, acel grup de intelectuali care s-au aliniat în spatele lui Băsescu, nu pentru că l-ar fi plăcut pe Băsescu foarte tare, ci pentru că Băsescu reprezenta salvarea de regimul Năstase. Da, totuși, rezultatul alegerilor
parlamentare a fost unul mult mai echilibrat decât ceea ce vedem acum. Gândiți-vă cât de greu, cât de greu s-a făcut majoritățile și în 2004 și în 2008. A trebuit să luați lângă dumneavoastră PC-ul, PUR-ul era la vremea respectivă. În 2008 a trebuit să nu, se rupă... Nu, bine că eu nu eram în politică, dar mă rog, era? Cine era? Mă rog, din PDL, da. Din Alianța Dreptate și Adevăr. În 2008, aduceți-vă aminte că au trebuit să se rupă câțiva și din PSD și din PNL să plece la... lângă partidul aflat la guvernare sau care vrea să ia guvernarea. Deci nu a fost ca acum. Despre ce vorbim? Păi vorbim de un val uriaș de nemulțumire care a generat o asemenea imagine actuală a Parlamentului României. Așa cum o vedem, inclusiv numărul mărit de parlamentari survinători în acest motiv, pentru că oamenii au votat în mare parte, au dat peste 50% plus 1 din voturi reprezentanților USL. Și iată cum arată astăzi Parlamentul. Avem o majoritate zdrobitoare. Da, credeți că oamenii erau conștienți în momentul în care au votat, se gândeau ei că va obține un Doamne, mic cu mic se face, mic se face mare. Să știți că vot cu vot așa s-a ajuns. Mic cu mic se face foarte mult. Din păcate, foarte puțini oameni au votat cu conștiința că vor genera un asemenea efecte sau foarte puțini oameni au votat cu conștiința că știu pe cine votează, având informații despre formațiunea politică pe care o votează, despre programul pe care aceștia îl vor aplica în caz că vor obține puterea sau și mai puține informații despre persoana pe care au votat-o. Cred că practic, despre partid știau, dar despre persoană... Practic, acest vot este falimentul votului uninominal. S-a votat culoare politică și mult mai puțin s-au votat persoane. Asta mi se pare dezastruos, dar și o concluzie care trebuie să ducă la un nou sistem electoral cât de repede. Da. Așa este. Apropo de alianțe, vorbeați mai devreme, domnule Martin, de alianțe. Cum priviți această alianță pe care ar dori să o facă sau despre care se discută între USL și UDMR? Este necesară această alianță? În primul rând că am înțeles că UDMR-ul a declarat că vor susține Victor Ponta premier, indiferent că vor intra sau nu la guvernare. Eu cred că trebuie făcută alianță cu UDMR-ul în contextul în care este nevoie pentru a schimba Constituția României. Pentru acest motiv. Pentru că știți foarte bine că USL-ul are majoritate suficientă necesară cât să guverneze. Dar sunt anumite chestiuni unde ai nevoie de un număr mai mare de parlamentari care să meargă să voteze o idee. Da? Ori, asta este pe de o parte. Pe de altă parte, nu trebuie să ignorăm faptul că ungurii reprezintă aproximativ 6% din populația României. Poate ar fi elegant să spun așa, să-i băgăm în seamă. Poate ar fi elegant. Și deja este o cutumă că ungurii au tot stat la putere sau au tot fost la guvernare de prin 90 încoace. Repet, eu nu privesc cu ochi buni eu personal, dacă mă întrebați mine, pe UDMR-ul, pentru că știu foarte bine că au fost lângă PDL atunci când PDL-ul a făcut ce a făcut în România și a luat măsurile pe care noi le-am criticat ani de zile, implicit i-am criticat și pe ei. Deși nu au avut ei primul ministru. Dar nu sunt împotrivă dacă se va lua această decizie. Aș prefera însă să nu. Aș prefera să nu-i luăm, dar nu sunt împotrivă. Adică voi vota și voi susține o asemenea idee și o asemenea linie trasată de la București. Dacă se va lua această decizie. Da. Nu, repet, nu sunt împotrivă, dar nici nu voi milita pentru asta. Doamna Stavrosică. Da, pentru mine e de neînțeles. Pentru mine e de neînțeles. Știți că în politică, așa cum se întâmplă și în sport, sunt greșeli forțate și greșeli neforțate. Asta cu UDMR-ul este o greșeală neforțată. Eu nu înțeleg de ce un partid care o formațiune, o alianță politică, ce a obținut o majoritate super confortabilă pentru a-și asigura guvernarea, vrea să copteze un partid care, după părerea mea, n-ar trebui să fie partid, UDMR-ul, la guvernare. Un partid creat pe criterii etnice. Asta e o aberație care durează de 20 de ani în România și care n-a fost corectată pentru că nimeni n-a avut voința politică și curajul necesar să o facă și pentru că, de-a lungul timpului, fiecare s-a folosit fiind într-un echilibru instabil de acel 6-7% al UDMR-ului. E, astăzi suntem într-o situație în care
nici Ponta, nici Antănescu nu au nevoie de ei și totuși le oferă un statut politic de putere. Îi aduc în calculul de putere fără să aibă nevoie să o fac. Chiar de ce face că asta? Nu au nevoie sau nu, sunt... Categoric nu au nevoie. Au, 70%, 68% cât au în Parlament, să zicem 68%. Aveau nevoie de 50, da? 50 plus 1. Au 68, o majoritate super confortabilă. Pentru situații de modificare a Constituției, se creează o adunare constituantă, se fac discuții, poate că PDL-ul, poate că Partidul Poporului ar fi susținut acea modificare. Nu aveai nevoie să faci această alianță. Deci, din punctul meu de vedere, această alianță ascunde altceva în spate. E clar că sunt interese ascunse pe care nu le pot exprima și atunci o vor îmbrăca în tot felul de explicații pe care să le poată înghiți, poate, dar eu nu cred că le va înghiți nimeni la ora asta, să le poată înghiți românii. O să descoperim de-a lungul timpului, probabil că analiștii din presă vor fi foarte informați, vor veni cu tot felul de variante, poate unele adevărate, dar nu există o explicație logică și rațională pentru această alianță. Se tot discute. Cu siguranță ei, UDMR-iștii, nu vor avea posturi în guvern. Asta este limpede. Ei vor susține însă guvernul. Pentru contracte sau cum? Nu știu ce contracte. Ei vor susține guvernul, măsurile guvernului. Da. Probabil, părerea mea personală este că UDMR-ul dorește să susțină măsurile pe care le ia guvernul Ponta, pe care le va lua guvernul Ponta, viitorul guvern Ponta, pentru a-și mai spăla din păcatele pe care le-au făcut, stând lângă PDL și girând toate nenorocirile pe care PDL-ul le-a făcut în cei 4 ani de guvernare, cei 3 ani jumate de guvernare. Eu sunt curioasă... Poate creșterea salariilor bugetarilor, poate schimbarea legii pensiilor, poate schimbarea... Dar asta e decizia lor, nu poate schimbarea legii dialogului social. Va fi susținut. Da, noi vrem să ne asigurăm că susțin și ei. Vor fi susținute și de UDMR, pentru că tot ei au susținut schimbarea în rău a acestor legi, a dialogului social, a legii salarizării, a legii pensiilor, alături de PDL. Ei au susținut aceste lege. Chiar credeți acest lucru? Eu sunt curioasă, cine a venit primul cu propunerea? A fost Kelemen Hunor sau a fost domnul Ponta? Nu, din ce am văzut mediatic, domnul Ponta s-a dus la grupul UDMR, am și văzut la televizor întâlnirea. Deci declarația vis-a-vis de această alianță UDMR-ul a fost făcută imediat după aflarea rezultatelor neoficiale ale alegerilor. Domnul, nu știu dacă noi stăm toți trei aici în studio, niciunul dintre noi nu știm de ce. Eu, ca și parlamentar al majorității create, care va fi creată în Parlament, susțin acest punct de vedere. Nu mă încurcă, cu atât mai mult că nu vor avea niciun post în guvern. Nu mă încurcă să ne susțină guvernul și să declarativ să spunem, domnule, în regulă sunt cu noi la guvernare. Nu știu ce pierdem. E cert că vom câștiga o majoritate zdrobitoare. Nu știu ce pierdem. Pentru că dacă este vorba să se ia măsuri de genul cum cele luate de la UMF Târgu Mureș, știți foarte bine că am depus moțiune de cenzură pe acele măsuri, da? cu învățământ și în limba maghiară. Eu aș vrea să văd dacă și atunci, se știe poziția noastră vis-a-vis de aceste chestiuni. UDMR-ul nu va putea... Poziția nu se va schimba? Vreau să văd dacă UDMR-ul va fi consecvent Sigur. Cu lucruri pe care le-au dezavuat în trecut și dacă acum, când au toată puterea din lume, vor merge până la capăt să tranșeze lucrurile pe acele subiecte. Păi, despre asta vorbeam. Noi având o majoritate atât, precum dumneavoastră a spus, că suntem suficient de mulți cât să asigurăm o bună guvernare, drept pentru care nu putem fi, asta cu o bună guvernare n-am zis-o eu, ziceți dumneavoastră. Eu rămâne să văd. Eu n-am decât să analizez Perfect. Și să constat post-factum dacă este o bună guvernare sau nu. Dar deci puteți nu să impuneți la guvernare. Orice vă doriți. Noi nu putem fi șantajați să ne se asigure sprijinul cu măsuri de genul celor luate cu Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș. Nu. Dorim să avem o relație normală cu UDMR-ul, o relație în care minoritatea dânșilor să fie bine reprezentată la nivelul conducerii țării. Cerințele, a spune, posibile pe care noi le putem rezolva să fie rezolvate, cerințele dânșilor pe care le putem rezolva să fie rezolvate, astfel încât să nu lezăm nici interesul național, nici integritatea României, nici limba română, să nu lezăm, și alte aspecte care țin de țara noastră, România, și alte aspecte care țin de limba noastră, limba română. Dar haideți să vedem cum primim. Eu nu aș vrea să mă exprim mult mai mult decât atât, pentru că pot fi acuzat că sunt extremist și nu sunt extremist. Însă,
Vă spun că îi respect foarte mult. Eu am relații personale foarte bune cu ei, ca oameni. Ei sunt niște oameni ok. Sunt oameni în regulă, udemeriștii. Și cred că și colega mea poate să spună același lucru. Dar mare în măsura în care nu sunt corupți, sunt oameni în regulă. Sunt oameni eu în regulă. Am o problemă cu corupții din toate în partidele, în care, inclusiv din UDMR. Doamnă, în momentul în care mie îmi cer, ca la Universitatea Târgu Mureș, să se învețe în limba maghiară, eu voi fi împotrivă. Cât alianță vom avea noi cu ei? Dacă îmi cer să se autonomia nu știu cărui ținut, eu voi fi împotrivă. Eu personal și vă asigur și colegii mei în USL. E limpede. Deci nu putem fi șantajați cu asemenea cerințe. Aveți datoria, posibilitatea să reglați, să remediați câteva lucruri din trecut pe care unele partide, inclusiv PSD-ul, inclusiv PDL-ul, strânși cu ușa de nevoi de voturi, le-au făcut de-a lungul timpului. Acum puteți să le reglați. Sigur. Da, haideți să vedem ce se va întâmpla, că până la urmă această alianță nu este o, certitudine, exact, mai e până pe... Până când începe guvernarea, mai avem ceva zile, o săptămână, două, așa că vom vedea. Da, haideți să vedem cum priviți anul 2013. Dacă mă întrebați dacă se vor mări pensiile și salariile, pot să vă răspund așa. Cu siguranță pensiile se vor mări. Pentru că asta scrie și la lege. Se vor mări cu inflația. Deja s-a și anunțat cu 4%. Dacă mă întrebați dacă vor crește salariile, lucrul acesta s-a întâmplat deja, doar ce a crescut salariul bugetarilor cu 7%. Probabil că anul acesta va fi și o creștere a salariului minim pe economie, pentru că noi în 4 ani de zile trebuie să-l aducem la 1200 de RON. Probabil că tot anul acesta vom scădea o parte din scăderea preconizată pentru cei 4 ani de zile în ceea ce privește asigurări sociale. Poate reușim, dacă nu în 2013, dar în 2014 cu siguranță, să scădem prima tranșă de scădere, să asigurăm prima tranșă de scădere a TVA-ului, care acum este 24%. Vorbim practic despre principalele puncte. Sigur, din noi am spus că vom face aceste lucruri nu în prima zi de guvernare. Noi am spus că vom face aceste lucruri în 4 ani de guvernare. Important este că atunci când ajungem în 2016 și voi fi cu doamna analist aici la masă și punem pe masă promisiune, că sunt cu siguranță doamna le va avea promisiune pe care le-am făcut, le va avea scrise și ce s-a realizat, să nu roșesc de rușine. Da, este foarte important. Doamna Stavrositu, cum priviți anul 2013? De ce credeți că vom avea parte? Credeți din păcate, din păcate, eu venind dintr-o familie cu mulți finanțiști, povestea asta cu mărirea salariilor nu pot să o iau așa de ușor, pentru că prețurile au crescut atât de mult, costul existenței de zi cu zi a românilor a crescut atât de mult încât această corecție nu vine decât să mai micșoreze din paguba pe care prin inflație românii o simt în fiecare zi. Deci ți se mărește salariul atunci când și îți crește nivelul de trai în același timp. Nu putem să spunem că prin acest 8%, care, atenție, vine doar în zona bugetarilor, 7%. 7%, cât sunt? 7%, da? Chiar mai puțin, sunt doar în zona bugetarilor. Toate salariile din privat rămân la fel. Dar în schimb, viața s-a scumpit și pentru cei din privat, așa cum s-a scumpit foarte tare și pentru cei de la stat, care într-adevăr mai primesc o corecție de 7%, deci practic mai reduc din pagubă. Da. Un an de încercare. Haideți. Un an va fi un an foarte greu. Eu nu-l văd foarte optimist. Oamenii au așteptări mari. Guvernul vine pe un fond de așteptare populară de foarte mare și resursele pe care le au la îndemână nu sunt așa cum au promis ei că vor fi. Așa că deja oamenii sunt destul de îngândurați și îngrijorați. Eu personal sunt foarte îngrijorată. Da. Spunea doamna Magda Stavrositu mai devreme că vorbim numai de bugetari. Avem măsuri și pentru creșterea salariilor și pentru privați. Pentru că aceste măsuri rezidă din politicile economice pe care noi le facem deja. Și aș vorbi de încasarea TVA-ului la plata TVA-ului la încasarea facturii. Asta înseamnă că firmele care până astăzi nu își încasau banii și plăteau totuși TVA-ul, sau dacă nu îl plăteau, îl plăteau cu penalități foarte mari, de 36% pe an, în momentul în care acest TVA se va plăti, în momentul în care ai încasat factura respectivă,
penalitățile care se plătesc casă și vă spun că se plătesc. Se pot duce în alte, pe alte cheltuieli, cum ar fi cheltuielile salariale. Vedeți, doamna Stavrositu, o măsură care va veni în sprijinul familiei de finanțiri. Sigur, nu, dar asta să nu... Nu e cazul, doamna, pentru că în familia mea oamenii își plătesc taxele și impozitele la timp. Deci nu aveau astfel de cheltuieli. Eu vă spun însă că sunt foarte mulți agenți economici care astăzi au de plătit la statul român, TVA, o sumă și penalități de două ori suma respectivă. Se poate întâmpla. Și atunci banii respectivi, care oricum trebuie să-i plătească, pentru că altfel fi mai într-o lichidare, îi pot folosi în alte, în alte scopuri, da, cum ar fi mulțumirea angajaților, mărirea salariilor angajaților și așa mai departe. Din păcate, discuția noastră trebuie să oprească aici. Îmi pare rău că timpul s-a scurs foarte repede. Vă mulțumesc că ne-ați fost astăzi alături. Doamnelor și domnilor, eu sunt Nicoleta Mocanu. Ne vedem luni. Până atunci să aveți parte de un weekend minunat, un weekend mai călduros, dacă se poate. Vă doresc o seară minunată. La revedere! Atmosferă relaxantă, muzică bună și mâncăruri alese, toate le găsiți la Arthur Pub. Numai aici, fiecare seară este unică. Luna este dedicată saxofonului live, miercurea jazzului, iar joi atmosferei irlandeze, specifică pubului. În plus, weekendul este dedicat muzicii anilor 80-90. Suntem pe Constanța ca unicii care promovăm această muzică de pe timpul nostru, ca să spunem așa. Pentru clienții săi, Arthur Pub are mereu surprize, ca momentele speciale de stand-up comedy. Nu stați că știți că vine! De Crăciun, constanțenii sunt așteptați cu mâncare tradițională românească, dar și irlandeză. Este nelipsită și tigaia picantă, cu tochitură și pâine caldă. În plus de Rebelion, cu doar 200 de ron, veți avea parte de multă distracție, bufet suedez, băuturi pe alese, dar și de un DJ care va încinge atmosfera cu muzica de calitate. Patronul Medicinei Integrative organizează sâmbătă 15 decembrie 2012, ora 14, în incinta maritimă Shopping Center Constanța, zona Food Court, cel de-al doilea târg Expo Special. În cadrul târgului vor fi expuse creațiile artistice ale persoanelor cu nevoi speciale. Manifestarea reunește organizația.